Cât de frumos este să mergi la plajă alături de prietenii tăi. Pentru că astăzi m-am decis să merg împreună cu prietenii mei la plajă. Și sincer, ideea este că i-am spus Oanei să aducă loțiunea de plajă. Pentru că știți foarte bine că atunci când te duci să te bronzezi, trebuie să te dai cu cremă de protecție. Și aparent, nu știu ce face Oana. Și cred că o să mă duc la ea, dar înainte de asta rupeți și voi butonașul ăla de like neapărat. Abonați-vă, bineînțeles, pentru că e gratis până la urmă, adică nu costă nimic. Și Oana, mă, ce face oare Oana? Văd că... Văd că nu face nimic, mă, ce face Oana oare? Mă, Oana, ce tot face aici? Dar mă bronzam și eu. A, te bronzai din picioare. Da, mă rog, în fine, nu contează. Oana, unde e crema de protecție solară? Că ți-am zis să o aduci. Păi trebuia să fie aici. Ce mă ești, roșu? Păi mă roșesc, exact, mă roșesc. Măi, cine a luat-o? Cine putea să o ia? Cristinel? N-ai luat-o? Păi tu ești recunoscut prin aia, uite, ia și ți-am adus și eu pereche de ochelari, ia uite. Oh, așa mai vorbim. Dar trebuie să-i duci tuturor, nu doar lui. Păi el săracu n-are bani, voi aveți bani, ar fi trebuit să vă luați singur, ce e vina mea? Păi ce, eu uite mă. Atunci să-ți iei singur cremă de aia solară, da? Păi, Oana, crema e puțin mai scumpă, așa că, haa, de ce n-ai adus cremă? Mă, ce mă enervează, Oana. Mă, ce? Auzi și voi? Ce mă? Ce se aude, mă? Mă, ce aia? Ce se aude? Cristinel, e stomacul tău sau ce se aude? Ai mâncat azi? Da, dar nu, a mea nu se aude așa. Mă, ce? Mă, e ciudarul de tot, parcă mi-e cam frică și mie, exact, aoleo, Oana. Nu, eu mă ascund după tine, stai, mă ascund după tine. Wow, mă, ce? Ce s-a întâmplat? Ștefan, Cristinel, ce faceți mă lângă mine aici? De ce m-ați adus în apă? Oana, ce ai coadă? Am coadă, cum? Mă, ce? Stai! What? Am... De ce am o daia de rechin? Mă, da. E rechin, mă, că știi câți bani faci? Adică câți bani să facă? Păi ce spuneți acolo? Era o glumă. A, era o glumă, ok. Mă, ce e ăla? Vine spre noi! Păi ce e ăsta? Oh, nu! Mă, ce? E un gigant, un... Bă, ce e ăsta, mă, scuipă, ajutor! Oana! Mă, ce... Oana? Oana, tu ești? Mă, ce se întâmplă aici? Oana, ne auzi, Oana? Alo? Au, bă, Ștefane, dă-n ăla că mă... Aoleo! Ajutor! Mamă, e... Vino, mă, încoa! A, bravo, mă! L-am bătut! Nu pot să cred... Mă, ce s-a întâmplat la Oana? Uite, o cheie! De ce ești o chestie? Da, uite, o cheie. Ia stai să o iau. Am ajuns aici! N-am nici mai mică idee, Oana. Nu știu. Jakey, de ce arăt așa? Sunt un rechin, cred că n-am nici mai mică idee, cum ți-am spus mai devreme. Da, ești rechin. Mai râde de mine, să știi că eu am găsit o cheie care cel mai probabil cheia asta merge aici, în la cătul ăsta. Poate vrei să nu o deschid dacă mai faci mișto de mine. Să dau drumul. Ce am găsit aici? Ce e asta? Ce e aia? Ia cântă la el. Ia cântă la el. Mamă, ce tare! Bă, e foarte tare. Bă, nu știu, dar mă simt foarte bine. O, mă, ce? Care vrea să fie mușcat? Care vrea să fie mușcat? Ia uite. Ia uite, pot stau și pe uscat. Bine, mă, încoa. Ia uite cheia, nu cred că poți să vezi. Ia uite-o. Uite, e aici în față cheia. Bă, ce ai vrut să-mi furi cheia? Eu sunt rechin. Spar de aici. Dispare, uite cum mă mișc. Jakey, nu pleca. Ce râzi, mă, de ochii mei. Să revin să-ți dau drumul. Nu știu ce să zic, sincer mă duc să înot, pentru că îmi place prin apă pe aici. Ia uite ce frumos e. Hei, ce tare. A, bă, glumeam, calmează-te că te scot imediat. Ce panicată e ea. Ha, mă, Oana, na. Poftim. Ei, mulțumesc. Dar de ce sunt sirenă? Ești sirenă? Eu acum văd, mă, ești sirenă? Cum vezi, mă, abia acum? Păi n-am fost atent, adică e urâtă și nu mă uitam la ea. Și ei sunt normali. Cum e posibil? Da, exact, adică, bă, dar chiar încă am ochelarii mei pe care i-am pus de pe plajă. Destinul. Ce destin, mă, ce vorbești tu acolo de destin? Doamne, auzi-l pe ăsta. Doamne, dar uitați-vă că suntem pe o insulă pustie și mai avem alte insulițe pe lângă noi. Oare insulițele le-au ascunde ceva? Oana, tu ce crezi? Cred că am fost aduși aici cu un scop, nu? Adică, nu cred că e ceva random. Păi cred că scopul a fost să mă transforme pe mine rechin și să vă mănânc pe toți, cred că ăsta era scopul. Nu. Bă, Oana, dacă stai să te gândești puțin, are sens, știi? Adică, doar un pic așa, nu mult. Sunt sirenă. Păi, care e scopul meu atunci? Nu știu, mă, ce zici mai acolo, băi? Tu nu înțelegi că suntem prieteni și nu ne turnăm unul pe altul? Termină, numai, gata, calmează-te. Da, și nu ne mănânci. Exact, nu o să ne mâncăm orice ar fi, ați înțeles? Deocamdată, da. Deocamdată. Mă, ce?
Poftim? Mă, bejiș. Trebuia să fiu pe altă insulă, adică nu... Stai! Și asta? Oana, unde ne-ai adus cu naiul ăla al tău sau cu ce ai cântat tu la el? Un pat? Ia că l-am luat! Nu știu! Dar unde ești din el, băieți? L-am pierdut? Mă, nu știu! Mă, dar chiar unde e peștoloi? Bă, peștoloi? Ce peștoloi? Mă, dar chiar! Mă, Oana, vezi ce tare! Mă, știi aici, vezi jos? Oana, jos acolo pare... Sare ceva pe acolo, mă? Mă, ce-i aia? Mă, ce se întâmplă? Are... Mă, la cumva e Cristinel, că el avea ochelari! Da, ce loc frumos, îmi place mult aici. Mă, dar chiar e un loc foarte frumos, adică 100%... Păi, ăsta pare, Oana, deci te uiți, da, ce trebuie să facem? Trebuie să mergem pe acolo, lasere, sărituri, lavă, lanțuri, scări și cred că ăsta, Oana, este un parkour, da. Și gen... dacă pici, ce se întâmplă? Păi e ideea că pici într-o apă, adică nu cred că se întâmplă nimic rău, nu, gen, pare că nu e nimic pici rău. Pici întorci înapoi. Păi, sper să nu fie nimic rău, adică cea mai mică idee, nu te-am oprit la parkour. A, bă, Oana, că ești expertă la parkour, crede-mă. Eu, ok, da. Nu știu, sper să-l ajutăm pe Crisnia să scoate. Ok, da, e ciudat că gen pare că dacă cădem jos acolo nu se întâmplă absolut nimic. Mă, ce s-a întâmplat? Poftim. Ok. Ce a fost asta? E perfect acum. Ok, da, cred că acum e perfect, adică acum chiar cred că dacă pici o să mori. Ok, Oana, Oana, tu prima. Tu ești Rechinul, tu ești Fiorosul, du-te. Oana, insist, chiar insist, du-te, insist. Exact, fetele primele, exact, da. Cu plăcere, fato, ia-i. Dacă pic din prima, să nu râd, ok? Eu cred că pică din prima, eu cred că pică din prima. Ok, a, din a doua, ok. Bă, săraca! Mamă, mâncat-o balenele. Stai, păi și asta înseamnă că... Unde e, mă? A, ok, a, ok, înseamnă că, mai multe șanse? Nu pățește nimic, ok, eu sunt următorul. A, ok. Bum, bum, mă, degeaba. Mă, până acolo, mamă, mi-a ieșit, mi-a ieșit din prima. Hai, următorii, voi mergeți spatele meu, că eu o să fiu primul. Ok, eu o să fiu primul bump aici cu trapdoor, păi și, stai, nu te apropia de mine, că, mamă, fii atent, cu schemă, uite, gen bam, bă, nu, balenele, wow, ok. Opa. Da, nu prea a fost bine ce s-a întâmplat. Da, e ok, că o să fac parcursul ăsta pentru că sunt un maestru. Ok, perfect, bam. Opa. După aici. Nu. Bă, dar n-am vrut din greșeală. Upsi, cred că e nervoasă pe mine, sincer. Stai așa. Ba nu. Ba nu, iar am căzut acolo. Ia să-mi iasă și mie jump-ul rapid. O să dăm din viteză, bam. Mă, Ștefan. Mă, Ștefan, unde ești? Ok, Ștefan, cred că a picat. Înseamnă că eu sunt pe cont propriu. Săracu. Doamne, băi, Ștefan, ești nu balău? Săracu, ies la lasere. Oana, salut! Ia bum! Am sărit peste laser și aici. Ok, următorul laser. Mamă, fraților, ăsta e greu. E greu, deci suntem pe un lanț și trebuie să sărim peste laser. Ok, nu m-a atins. Haide, Ștefan, mai repede, mai repede. Și... Mamă, ce noroc am avut! Mamă, Ștefan, sunt la ultimul laser. Ai de capul meu, ai de capul meu. Am făcut. Ștefan a fost mâncat de crocodil, săracu. Ok, deci trebuie să sărim pe acel slime și după pe ăla. Bă, e foarte ușor, sincer. Adică, cine ar putea să rateze jump-ul ăsta, gen? Nu pot să cred că fix cel mai ușor jump l-am ratat. Ia uite, bă, tu ai ajuns, bă, spatele meu. Du-te, da, bă, aici. Ok, boom, ok. Și acum e momentul. E și Oana, o să cazi 100%, ia. Că trebuie să sărim pe ăsta. Mamă. Păi, Oana, e o schemă, trebuie să te folosești de trapdoor-uri. Să mă dau. Păi, nu o să mă dau și o să te și lovesc. Dacă vii, ai vino, n-ai tu peu. Ia uite, Oana, acum a căzut, săraca. Haide, mă, sari, că sparg alea dacă nu vii. Haide, îmi faci o chestie. Ce chestie să îmi faci? Doamne, uitați-vă la corpul lui Ștefan. Deci nu pot să cred că l-am toporât pe săracul Ștefan. Unde-i, mă, Ștefan? Da, cred că Ștefan a renunțat. Ok, trebuie să ne iasă iară săritura. Ok, perfect. Și trebuie să sărim până acolo. Mamă. Păi și aici, care-i treaba cu... Mă, ce? Unde-i Ștefan? Unde-i toată lumea? Ok, Oana gen a picat. Tocmai aici a picat. Am văzut cum a picat. Am înțeles. Deci aici cred că este un șpil pe care eu nu prea îl înțeleg. Și cum pot să sar pe ăsta? Ok, cred că am prins ideea. Bă, dar n-am vrut. Doamne, n-am, uite ce a făcut. Ai, Oana, n-ai tu pe să vii tu aici.
Bravo și... Ok, ai dat fail deja. Wow. Bă, cu cine bă joc, bă? Ok, deci am prins șpilul, trebuie să ne urcăm pe gardurile astea. Iar apoi, bam, ia uite de aici. Aoleo. Cristinel, mă auzi, Cristinel? Tu ești, mă? Pare că nu vorbește cu mine. Ok, deci trebuie să sărim pe aceste garduri. Bam, bam, bam. Și, mamă, ce periculos e pe aici. Deci, păi Ștefane, e foarte greu aici, să știe, foarte greu. Mă, ce e aici? Pă, cum a sărit balena aia? Doamne, ce bebeu mic. Ai, Oana, poți să sari, ai de și... Da, deci... nu pot să cred. Mă, chiar e ieșit? Oleu. Ce face, mă? Nu, dar ce trebuie să fac aici? Trebuie să sar peste? Nu. Cred că... Mamă. Păi și stai. Eu sunt obligat să merg prin lava asta? Oana, așteaptă-ți rândul. Au. Nu te băga în spatele meu. Ok. Mamă, aoleu, ce frige! Aoleu, Oana, ușor. E grav rău aici. Mamă. Frige rău. E grav rău. Am scăpat. Ok, cred că gen trebuie să dau de ăla și... Mi-e frică să vin. Ok, mamă, mi-a ieșit. Repede, Oana, repede, da. Vezi că eu... Vezi că frige Ștefan. Oana, nu avem cum să stăm în același loc. Stai acolo. Stai, trebuie să termin eu prima dată parcurul. Trebuie să termin parcurul prima dată, ok. Păi și de aici unde mă duc? Aici sus, cred. Imposibil. Aici sus? Cum adică imposibil? Păi și, mă, dar n-am cum pe ieza deasupra mea, cum pot să sar? N-are sens, cum adică? N-are, mă, oare pe ăstea? Ba da, mă, are sens. Păi n-are sens, că gen... Nu fii ale urcă-te sus. Ok. Uite, ceva acolo. Îl vezi pe ăla? E un gard. Mamă, și... Nu pot să cred. Mamă, cel mai insane jump. Vezi aici, Oana, că ți-am dat eu ăsta jos, așa. Hai și tu, Ștefan, sari. De fapt, Ștefan, nu sări. Oana, trebuie să fii și tu, trebuie să fii și tu acum, Oana. Haide. Ok, mamă, și eu trebuie să mă duc pe gardul ăla. Mamă, băi, voi vă complicați acolo, eu o să mă duc la nivelul următor. Cristinel, tu ești, bă, Cristinel, răspunde, vorbește cu noi. Mă, cine e ăla acolo? Mă, chiar o fi Cristinel, oare? Păi, săracu. Ok, deci fiți atenți, atunci eu o să mă duc pe gardul ăsta. Ia să vedem, o să sar. Aoleo, dar mi-e cam frică. Bă rog, rechinilor, n-ar trebui să le fie frică, dar chiar mi-e frică. Ok, și... No! Haideți, mă, tot aici sunteți. Am revenit de 5 ori și voi tot aici sunteți. Leacă o dată de aici. Eu l-am împins, dar cum l-am împins? Nu are, mă, cum. Ia că mi-e să... Oana, fii atentă, că eu am revenit și mi-e să iară din prima. Știi, chinui 10 ore, ia fii atentă. Și... Bum. Păi nu, trebuie să sari la punctul exact. Se cheamă greutate și se cheamă fizică, Oana, să știi, dar nu, n-ai tu să știi, deci... Ok. Bă, nu, iară! Ok, de data asta mi-a ieșit, mamă, deci e ceva acolo... o să sară și bum, ok. Bine, mă, și încă un gard. Ok, de gardul ăsta chiar mi-e frică, sincer. Deci gardul ăsta. Sar încet, bravo. Nice. Și mai e. Ok, easy de acolo. Mă, ce e aici? E steagul României. A ajuns deja acolo. Bă, dar cine ești tu, domnule cu ochelari? De ce ne vorbești cu noi? Oamne, nu-mi dau seama. Haideți, bă, mai repede. Cristinel! Ok. Da, haide, vino, scoate-mă de aici, că stau aici de o oră aproape și nu mai scot. Păi, bă, dacă nu știi să te îmbun la parcurs, dar ce e aici? Ce trebuie să fac, Crisnel, aici? Păi, e făcut de tine cumva parcursul ăsta? Ce asta aici? Nu, vezi că sunt închis aici. Păi, ce trebuie să fac aici? O să merg pe galben, cred că, nu? Mă credeam că... Nu, cred că și ce e aia. Nu, dar fii atent, Ștefane, că aici e checkpoint, deci de aici nu mai puteți să mai întoarcem înapoi. Decât dacă... Te împing, dar nu o să fac asta, nu. Ok, deci, stai, galben, deci primul e galben. Al doilea cred că e roșu. Chiar e roșu. Ce? Ini, mini, mini, mo. Albastru. Păi, nu pot să cred. Ok. Mai simt astea, Ștefan, cu o portocală. Cum era aia cu portocala? Ce, mă? Ce e aia cu portocala? Ala bala portocala. Exact, ala bala portocala. Cine mi-a mâncat banana să îi spun lui Cristinel? Albastru iară. Ok, dar vreau să te simt, Ștefan. Du-te la roșu fix de lângă. Chiar sunt curios dacă e bun sau... Nu era bun. Bă, chiar okay. Bă, eu merg tot pe albastru. Oana, de ce mi-ai zis tot albastru? Doamne. Galben. Nu mai vina ta. Deci stai, ce era? Roșu? Nu mai știu ce era.
Deci am sărit pe lângă. Primul era galben, ok. Primul galben, după roșu, ăsta. Stai, ai sărit la roșu sau la ce ai sărit? Am încercat să aleg galben, am sărit pe lângă. Ok, deci mă duc la galben, atunci ok. Bă, da, mă, da. Eu cred că galben nu e. O să merg la albastru. Era roșu. Bravo. No, era roșu. Stai. Și de aici să sărim în continuare partea culoare? Ok, deci ăsta așa, bam. Păi nu, era galben. Aoleu, Ștefane, dar ține-mi și mie cont de culori, te rog, că nu mai știu care culori era, ok? Era galben. Bam, bam. Galben, ok. Aici, albastru. Doamne. Ok, deși era roșu, ai zis? Zi-mi, te rog, că chiar era roșu și că nu mă minți. Ultima... Cred, Ștefan? Da, roșu. Ok, roșu. Ok, e bine, nice. Ce faci, bă, la închisoare? La închisoare. Să-l scoatem. Bă, dar ideea că... Eu zic că da, adică doar n-am făcut asta degeaba. Da, păi și oricum ideea că nu cred că, nu cred că avem cum să ieșim de aici, deci clar trebuie să-l facem, așa că... Ha, Cristinel, dacă n-ar fost să plecăm acasă, nu te-ai fi scos de aici, dar ești liber. Perfect. Ce faci, bă, Cristinel? Doamne. Bă! Mă, ce? Sunt pe o barcă? Oana, bă, Cristinel, și de ce m-ai bătut? Ce mi-ai... Mă, ce barca asta gigantică, e corabie? Și unde mergem? Bă, Oana, n-am nici o mai mică idee. Bă, dar nu mai am ochelarii. Aoleu, ăștia sunt cei mai importanți. Da. Lipsește cineva acum. Lipsește... A, dar chiar unde-i Lucia? Lucia e plecată. Ștefan a fost cu noi. Unde e? Oana? Tu? Da. Tu vezi pirația de pe corabie sau... Că... Eu i-am văzut, gen... Pirații? Da, erau niște pirați pe corabie. Nu, eu nu mă luc cu niciun pirat. Mă, e cineva sus acolo sau... Dă cine fac cu pumnul? Mă, ce e verzișorul ăla? E un sus? Sau ia să mergem aici să vedem ce se întâmplă. Ia, intrăm aici. Par nu moară, Oana, sunt prietenoși, nu ne omoară. Ai vină încoace. Ce, ți-e frică de niște pirați sau ce, că nu înțeleg? Păi nu sunt răi, uite, salutare, domn pirat. Ai, ai, capitane, să treci. Uite, vezi, nu fac nimic, sunt prietenoși, uite, vezi. În moment ce Ștefan e capturat acolo, ai, ai. Păi ăla-i Ștefan... De ce ai dat bani el? Da, dat un pom din greșeală. Ăla e Ștefan, dar n-are mă cum să fie Ștefan ăla, care ești mă tu de acolo? E, nici nu vorbește. De aici. Ștefan, să-l scoatem. Păi și cum aș putea să-l scot? M-am fost tot capturat, așa a fost și el. Ok, Oana, am o idee, înseamnă că ăștia chiar l-au capturat atunci. Bam, e timpul să-i mănânc. Niam, 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 veniți în coa, vino în coa. Niam, niam, niam. O să vă mănânci pe voi, ce credeți că scăpați? Da, mă, unde da. Sunt mă toți pirații? Niam, 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 o să te mănâncă, îmi plac țestoasele. Ăștia vorbesc între ei. Așa, așa. Ce faci, Cristinele? Daniel, hai, bate-ți-l tu, bate-ți-l tu. Nu poți, că-l bat eu, l-am mâncat. Niam, niam, niam. În cesturile astea e ceva? Ok, sunt cesturi goale. Păi, așa pare, văd, nu mai e nimeni pe aici, cred că. Oana, ce tocmai ai făcut? Mă, ce faci? Da, nu știu. Ia să alea sunt tunuri. Nu mai da cu tunuri sau te mănânc. Trebuie să gata. Vedem cum să-l scoatem pe Ștefan ca după să-l mănânc. Glumeam, n-a să-l mănânc. Nu, gata, zai că trebuie să te vin înapoi, om. Ha, mult mai bine. Ok, deci trebuie să găsim un buton sau o manetă sau... Mamă, ce-i mă aici? Ia uite. Ai ratat un pirat. Am ratat un pirat? Unde? Cristinel? Cristinel? Da, tot n-am înțeles. Ce ești acum? Ce ești tu, chestio? Ești focă. E focă. Ok, focă. Ok, du-te și mănâncă piratul ăla. N-ai tu pe o, mănâncă-l pe ăla. Dar așa pălăria mie. Doamne. Ia vine mânca. Ok, Cristinel, okay, gen, nu prea-l bați deloc bine. Da, eu e mai greu puțin. Doamne, da, ți-a luat vreo 10 ani să-l bați, ok, da, deci, Oana, unde e maneta sau butonul sau ce-o fi să-l salvăm pe ăsta, pe Ștefan? N-am găsit nimic, nu. Nu era nimic, nu era absolut nimic. Ce stă asta aici? Ok, gen... Asta chiar era o barcă de pirați, adică sunt chestii pe care cred că ei le-au furat sau ceva. Cât de tare. Ce e acolo? Aur? Mă, ce se aude, mă? Nu mai cânta, bă, la ălea. Ce bucățică i-am dat peste ceafă, săracu. Ok, da, deci trebuie să dăm... Mamă, aici sunt mai multe tunuri. Ok, pe aici, pe jos.
Wow, chestiile, caută chestiile. Deci mai multe butoane. Doamne, ce vrei, bă? Găsește acolo ceva să-l ajutăm. Sunt jos de tot eu. Aici. Mamă, ce-n butoanele astea? Un buton? Oare butoanele astea ne pot ajuta, fraților, să-l scăpăm? Ok, pe aici chestii. Nu pare să fie nimic bun pe aici. Asta, cred că asta o să ne ajute, sincer. Ia stai așa. Ștefan, o să vin. Mamă, stai că am găsit niște comori pe aici. Ai de capul meu. O să fim bogați. Uite, mâncare. Deci barca asta are efectiv tot ce vrem și ce nu vrem. Dar ideea este că trebuie să ne întoarcem înapoi sus, să încercăm să-l salvăm pe Ștefan. Aoleu. Ștefane, unde ești, bă? Ce, mă? Ia, vino-ncoa. Hai, ce faci, hai, vino-ncoa. Vino. Păi, nu, adică... Mișcă-te, mă, de aici, dacă poți, că nici nu poți cu aia. Cum? Doamne, vino, bă, încoa o dată. A sărit de pe barcă sus și e fix în apă. Oana? Nu vă mai prostiți atât. Cristinel, vino înapoi. Cristinel, unde ești? Scoate-mă, mă, de aici. Cristinel, vino repede. Uite-l pe jos acolo. Păi nu, gen... Ăsta e corpul lui vechi, Cristinel. Ce-ai pățit la ochi? Ce are la ochi în stâng? I-a căzut ochiul. Ce are, bă, la ochi? Săracul. Păi lasă că nu mai ochelarii, dar nu mai un ochi, gen. Ok, da. Ideea este, Ștefane, că te salvezi eu. Stai așa, că deja știu cu ce te salvezi. Fii atent. Ok, bam, bam, bam. Deci, am găsit un buton. Cred că o să facem așa, gen. Bam. Și crezi că dacă l-a pus merge, dar înainte vreau să te mai pescuesc un pic. Vino, bă, în coaie. Ia vină, mă, ia vină tu în coaie, ia vină tu sus la mine. Vino, bă, haide, uite că te-am prins în asta. Ok, bă, gata cu vrăjeala aia, că i-aruncăm blocurile Oanei. Și Ștefan, ești gata să apăsi pe buton? Perfect. Nu știu că merge. Păi, așa ar trebui, nu? Adică, hai să-l apăsăm. Wow. Nu te cred, mă, că a mers. Uite, chiar a mers. Ce face? Exact. Mersi. Bă, nu știu ce face, dar... Oana, vină încă! Ok, da, nu prea vine. Mă, ce face Cristinel? Poți să te urci sus acolo? Haideți să ne urcăm sus acolo! Nu pot să cred, mamă, deci... Nu, de ce n-am făcut asta prima dată? Unde ești, mă, tu, prima, că poate-ți dau o bucată? Oana? Nu! Lasă-mă primul sau te lovesc. Lasă-mă sau te lovesc. Ai 3 secunde. 1, 2, 3. Eu i-am zis, dar nu m-a ascultat. Ce să fac dacă nu m-a ascultat? Nu e vina mea. Ok, ia să vedem aici sus. Mă, nu mă mai bloca, bă, că... Crizel, îți rup celălalt ochi. Ce face, mă, ăsta? Doamne, și avem așa puțin. Nu știu, s-a aruncat în apă, cred. Dar unde... Voi îl vedeți că eu nu-l mai văd? Mă, unde-i Crizel? Nu știu. Nu, sar după el. Nu știu după el. Ok, o să sar și eu după el. Boom! Wow! Mă, ce? Mă, dar stai, unde-i barca? O insulă? Nu am sărit de pe o barcă mai devreme. Și unde-mi sunt prietenii? Prietenii, mă, ce camera e acolo? Ok, cred că e un bunker secret ăla, n-avem idei ce se întâmplă acolo. Dar unde-mi sunt prieteni? Prieteni, ce se întâmplă? Ajutor, prieteni! Ok, nici un prieten de-al meu nu e... aici. Mă, cine e ăla? Și o casă cu torțe? Ok, cred. Ce lucrul ăsta? Cristinel? Ce faci, Cristinel, aici? Mă... Uite bine, am venit din apă. Ștefan? Mă, da? Ce era, mă, în apa? Era apă portal sau ce s-a întâmplat acolo? Doamne. Ok, da, deci ideea e că e o casă... cu un om, gen, dar ce caută omul ăsta nicăieri? Adică n-are niciun pic de sens dacă mă întrebați pe mine. Oana, ai venit și tu! Bravo, mă, Oana! Păi, suntem pe o insulă, Oana, și nu știm exact ce se întâmplă. Adică... Am sărit de pe pasul ăla de pirați, cum am ajuns aici, nu înțeleg. Chiar n-am nici mai mică idee, Oana, dar fii atentă, este un om aici. Ce spui, să vorbim cu el? Mi-cam frică totuși să vorbesc cu el, dar... Eu nu vorbesc cu nimeni. Da, un clasic, Oana, nu vorbește cu nimeni. Aoleu, ce brușinoasă ești. O să vorbesc eu, ok. Salut și bine v-am găsit pe insula supraviețuitorilor. În acest episod, concurenții noștri o să joace un joc de memorie. Mă, ce, da, nici măcar n-a vorbit cu mine, gen. S-a uitat la o cameră care... Unde s-a uitat ăsta? Mă, ce, e o cameră acolo? E o cameră ascunsă? Cum adică? Noi suntem pe insula supraviețuitorilor. Nu înțeleg. Un joc de memorie. Dar ce joc de memorie? Să ții minte culoarea părului Oanei? Ok, este galben. L-a înghițit? Nu? Da. Deci chitei, dat acum o secundă la părul meu. Păi și ce? Bă, lasă-mă. Probabil vă întrebați, dar eu nu am creier. Ce mă fac? Exact.
Ei bine, jocul o să fie mai ușor decât pare, așa că baftă. Păi, și dacă n-am creier? A, dar de fapt stai că mi-a zis că e mai ușor decât pare. Păi și ce se întâmplă dacă pierdem? A, deci n-ai creier. Bă, taci, bă! Upsi! Bă, rechini au mai mult creier decât tine, băi, ochi lipsă. Ochi lipsă, săracu. Apropo, la finalul zilei, unul dintre voi o să fie eliminat. Mi-a părut bine, îmi pare rău. La sfârșitul zilei o să fie unul dintre noi eliminat. De ce eu, Ana? Ce am greșit eu? Ai spus că n-ai creier, adică... Exact. Păi și bă, de ce mă elimin pe mine dacă n-am creier, a? Păi, e un joc de memorie, nu? Adică... În fine, vedem la finalul zilei. Exact. Ok, deci suntem cu toții aici. Mamă, la joc, uitați-vă, deci... Vă niște panouri și o masă cu chestii pe ea. Și butonul ăsta... Păi, cred că mâncăm, da, exact, adică, da. Ștefan, azi de un joc de memorie, parcă aveai memoria mai mare decât... A, în spatele meu, salut, primul care termină acest joc o să aibă imunitate. Păi și atâta mi-a zis. Și, păi, imunitate, jocul. Este okay. Joc, ceva, ce faci, mâncă? Păi, nu știu, habar n-am, uite, s-a uitat? Mă, s-a uitat la tridentele astea. Da. Ce masă asta aici? Stai... A zis un joc de memorie și aici sunt niște chestii. Da. Ok, eu să-mi iau primul, mi-l iau pe ăsta de aici. Dar nu, stai, nu începem, nu începem, încă nu începeți, încă nu începeți. Ok, Oana, de ce-i băgat mâna ce să nu începi? Doamne, ok, deci, eu pierd, ai, taci din gură. O să ne uităm în chest în 3, 2, 1 și uitați-vă. Ok, deci luăm tot din chest și e timpul, trebuie să mergem aici să ne uităm. Ia tot, nu știu, deci, ok, banană sus, banană jos, ok, și cu ăla, ok, deci trebuie să punem banana sus acolo. Parcă aici, deci banana aici, aici, sus acolo și acolo. Păi, haide, începeți, ca să 3, 2, 1 și ce, nu știți să numărați? Ok. Trebuie să mai vedem, păi deci, avem watermelon, astea? Ok, adică... păi normal, nu, adică tu poți să te inspiri, păi cum adică, ne uităm la ele? Ok, bam, 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 trebuie să vin repede, deci până acum cred că sunt primul, ăsta sus acolo, dar mai era unul, nu mai știu unde era, ok, deci jos acolo, adică acolo, acolo, bam, 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 trident, mamă, dar chiar că sunt tridentelele acolo, da, și mă, Oana, ai reținut tot, hai că ai reținut Oana dacă e, ok, deci avem diamante, diamantele sunt sub banană, sub banană și sub watermelonul de acolo. Ok, deci sunt exact aici, aici, bam, și aici. Ok, ne mai trebuie peștoloii, cred că. Mamă, fraților, deci arde în răbdare. Ok, peștoloiul este... Ok, deasupra la peștoloiul după o să fie de-asta. Deci este aici, bam, și ăsta. Păi ce? Cum a terminat aproape, Ștefan? Ok, tridentul și cu alea. Trebuie să iau tridentul, trebuie să iau tridentul, că doar eu l-am văzut. Bam, 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 am luat tridentul. Și după îmi lipsesc ăstea de jos, deci peștoloiul acolo. Cred că îl termin primul, că Ștefan n-a văzut. Bam, bam. Și cu peștoloiul aici. Și ăsta, ia uite. Și apăs pe buton. Boom. Am câștigat imunitatea. Am câștigat imunitatea. Oana, hai, gata, ajunge. Că nu mai e. Păi uite-te pe panoul meu. Uite panoul meu, uite, gata panoul meu. Eu am uitat să iau tridentul. Bă, da, ia uite, Crisnel, mă, aproape terminat și el, bă, să știți că am fost aproape, adică nu mă așteptam să fim așa aproape toți, sincer, unul de altul, dar... Păi, dar eu n-am dat trident. Păi, tridenturile, uite, de acolo erau. De ce crezi că el... Păi, el... Ideea este, Ștefan, ai văzut mai devreme când am zis că el s-a uitat direct la tridenturi, deci ne-a dat ca și cum un indiciu. Și uite că tridentul era aici, ca și cum fix în locul ăla acolo. Da. Băi, oricum, Oana, să știi că o să te aștept că la campfire-ul de eliminare. V-am spus eu că o să vă aștept la focul de eliminare. Bă, e bine că eu totuși am imunitate, deci eu clar nu pot să fiu votat de voi. Cum și știu că pe mine ați fi vrut să mă votați, deci... Păi, Oana, n-ai văzut că eu am fost cel care a completat primul acel joc de memorie și râdeai de mine ca memoria scurtă. Intrați în casă și votați. Jake are imunitate, iar cel cu cele mai multe voturi o să fie eliminat. Atunci o să intru eu. Deci fiți atenți, eu o să fiu cel care intră în casă și face primul vot, ok? Ok, ia să vedem. Deci intrăm aici și o să facem votul nostru. Te scriem aici vot și scriem. Ideea este, fraților, că pe ce aș putea eu să votez? Cred că pe Oana, pentru că m-a enervat. Pe Crisnel aș putea să-l votez și pe el și pe Ștefan. Cred că o să o votez pe Oana. Eu o votez pe Oana. Votul meu, fraților, se duce la Oana, din păcate.
O să-l băgăm aici și este primul vot al serii. Așa, perfect. Acum o să-mi las prietenii. Haide, puteți să intrați voi, eu mi-am făcut votul. Deci e gata următorul. Du-te tu, Crisnel, așa, bravo. Locul 4 să zicem. Chiar sunt curios. Ideea e că nu contează, ai văzut că ne-a zis că n-au contat locurile. A contat doar cel care a câștigat imunitatea, atâta. Deci e irelevant, să știi. Dar oricum, ideea e că Oana... vreau să zic că să vedem dacă o să primești bezele. Adică... nimic, nu, Jake, nu, nu. Tu cum am mai votat? Nu, niciodată n-aș face chestia asta, adică să te votezi pe tine, niciodată. Cine votează după Crisnel? Tu, logic, pentru că Oana rămâne Crisnel. Ultima, că e cea mai nubă dintre toți. Ok, hai, Ștefan, tu urmezi. Bine, că mă duc și eu. Hai, du-te. Ok, eu plec de lângă Crisnel, că nu vreau să stau lângă el, eu vreau să stau separat pe banca mea. Te frică de foci? Da, mi-e foarte frică de foci, exact, ăla era motivul pentru care s-au departe de tine. Taci, bă, din gura aia nătăfleancă ce ești. Deja vă certați. Păi normal că mă cert, eu vreau să câștig această insulă, nu-mi pasă. Tu vrei să pierzi, gata. Hai, Oana, tu ești ultima, dacă mai are rost, gen. O să intru în finală. Ok, văd că ai venit și tu, Oana. Atunci să-l așteptăm pe domnul prezentator să ne aducă voturile. Ce spuneți? Oricum eu deja... Deja m-am gândit ce ați votat voi. Oana, ia uite ce are în mână, deja are voturile. Dar de ce știu de mine? Nu zic nimic de tine. Nu știu de ce. Okay. Și încep voturile. Primul vot este pentru Ștefan. Mă, ce? Ștefan, un vot pentru Ștefan. Nu pot să cred. Mă, frățu, cine a putut să-l voteze oare pe Ștefan? Ok. Următorul vot este pentru Oana. Ok. Discuție la final, băieți. Da, dacă o să mai fi pe insulă. nu, nimic. Mai sunt două voturi. Dacă o să fie egalitate, amândoi o să fie eliminați. Ce, mă? Mamă, Ștefan, nu pot să cred. Păi n-ai auzit ce... N-are cum. Băi, da, e posibil, dar nu știm acum cu ce am votat toți. Al treilea vot este pentru Crisnel. Mă, ce? Păi nu ai cum să pierzi, că mai e un vot, gen. Mai e un singur vot. Mamă, nu pot să cred. Nu pot să cred. Și ultimul vot merge pentru... Mamă, ne lasă în suspans. Pentru persoana care o să fie eliminată din marele premiu. Aulă, dar cine e? Oana! Din păcate ești eliminată! Și mă, te-ai votat singur? Deci te-ai votat singur, înseamnă că Crisnel și cu Jakey care m-a mințit, m-ați votat. Păi, dar eu ți-am zis că te-am votat, ce vrei, mă? M-ai mințit, ai spus că au, mă, ta-n mine! Nu mă enerva! Ia vină-mă tu încoa, vină-mă încoa, că te mușchi, vină-mă tu încoa. Ia uite-mă, dai tu în mine, vină-mă încoa. De ce fugi de mine? Ați e frică? Acum ați e frică? Oana! Tu nu înțelegi? Nu-mi pasă că te-am mințit, eu vreau să câștig marele premiu. Pleacă, bă, lasă-mă de aici cu coada ta, auzi la el, poate... Și tu, vină-mă, rădule, știu-ncoa. Că m-ai votat. Ia vină-mă și tu încoa, na. Tu vrei să-ți dau și ție azi, vină și tu încoa, țărțoasă. Ia vină-mă și tu încoa. Oana, să știi că, bă, nu-ți dau în tine, pentru că oricum tu deja ești eliminat, adică nu mai are niciun sens dacă ce zic. Bine, o să plec atunci. Oana, nu știu când să zic, dar în cazul în care o să câștig marele premiu, pentru că cel mai probabil o să-l câștig, cred că, sincer, o să-ți dau și ție 1% din premiu, așa că... Serios? Nu, glumeam. Plecați, bă, de aici!